ziua, vă salută Tatiana. Vom continua căciulița noastră. Am ajuns în punctul unde fiecare raport este format din 2, 4, 6, 8, 16 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Deci am încheiat acest rând. Acum, cu fir alunecat, voi trece prin cel de-al doilea picioruș și voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș. Aici voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi intra în următorul picioruș dublu, voi face piciorușul dublu și îl voi încheia împreună, îl voi închide împreună cu primul. Deci avem 2 piciorușe duble închise împreună și voi continua. 3, cel de-al patrulea picioruș dublu, în corespondența celor 3 ochiuri de lanț, voi face un singur picioruș dublu, deci nu mai este mult de lucru, însă eu nu mai reușeam să închei această lucrare și voi continua pe partea cealaltă cu 4 piciorușe duble consecutive. După care, următoarele 2 piciorușe duble le vom închide împreună. Deci voi face aici un picioruș dublu neterminat, firul pe croșet, voi intra și voi face cel de-al doilea picioruș dublu, pe care îl voi închide împreună cu primul, deci 2, voi închide raportul în felul acesta, după care vom sări 1, 2, 3, 4 piciorușe de bază din rândul anterior. Voi intra în cel de-al cincilea, voi face un picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, le voi închide împreună, voi închide raportul. Scuzați întreruperea, era fiica mea care, ca de obicei, mă sună să vadă cum mă simt. Deci, am închis cele 2 piciorușe duble împreună, vom mai face un raport împreună ca să prindeți bine și voi continua cu cele 4 piciorușe duble. Am ajuns în corespondența celor 3 ochiuri de lanț, unde voi face, așa cum ați văzut deja, un picioruș dublu, singur. După care trecem partea cealaltă, facem 4 piciorușe duble. 4. Iar următoarele 2 piciorușe duble le vom închide împreună. Aici avem primul picioruș dublu neterminat, cel de-al doilea le vom închide împreună și vom închide raportul. După care, așa cum am făcut aici, vom sări 4 piciorușe de bază, deci 1, 2, 3, 4, vom intra 4, da, vom intra în următorul și vom lucra ca și până acum, deci piciorul dublu neterminat,
cel de-al doilea picioruș dublu neterminat, le închidem împreună în felul acesta și continuăm. Acesta este rândul. Noi vom lucra singure și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide cu fir alunecat. În corespondența celor două piciorușe duble închise împreună, iar acum voi face din nou trei ochiuri de lanț, 2, 3, care țin locul unui picioruș dublu și voi continua cu piciorușe duble. Deci continuăm al doilea, cel de-al treilea, avem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și cel de-al 12-lea picioruș dublu, care vine lucrat în corespondența celor două piciorușe duble închise împreună în rândul anterior, aici pe mijloc, între aceste două rapoarte. Vom face, luăm de două ori firul pe croșet și vom face un picioruș dublu înalt. În felul acesta vom ajunge la paritate cu modelul, cu bata căciuliței și vom continua în același mod cu piciorușe duble până când vom ajunge din nou în punctul unde am închis rapoartele între ele. Iar aici va fi un picioruș dublu înalt. Deci în acest mod noi vom realiza și acest rând. Voi lucra împreună cu dumneavoastră până vom ajunge din nou în corespondența piciorușului dublu înalt. Acest model lucrez după fotografie, din nou mi-a fost trimis și apoi la urmă vom vedea exact rezultatul. O să vă arăt și fotografia, bineînțeles. Îmi pare rău că nu am arătat-o la început. Deci am ajuns din nou în corespondența celor două piciorușe duble închise împreună, iar între rapoarte, deci intrăm pe dedesubt, după cum vedeți, în felul acesta, dar vom lua firul de două ori pe croșet. Intrăm pe dedesubt și facem un picioruș dublu înalt. Apoi continuăm cu piciorușe duble. În felul acesta, după cum vedeți, vom începe apoi să lucrăm bata căciuliței. Noi ne întâlnim când vom termina acest rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, în corespondența locului unde trebuie să facem piciorușul dublu înalt. Am luat firul de două ori pe croșet, voi trece pe dedesubt și voi face piciorușul dublu înalt și voi închide rândul în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș. Din acest moment vom face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și vom continua cu piciorușe duble de jur împrejur pentru o lățime dorită de dumneavoastră. Astfel noi vom ajunge la partea finală a lucrării. Deci aceasta este bata.
Voi face acest rând, apoi mă voi întoarce la dumneavoastră. Vom continua să lucrăm singure. Nu uităm, picioruș dublu în corespondența fiecărui picioruș. Și astfel, încet, încet vom finaliza lucrarea. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi, al primului picioruș. Vom continua cu trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet. Următorul picioruș vom intra în felul acesta pe dedesubt, vom extrage firul și vom face piciorușul dublu. După care vom lucra un picioruș dublu în mod normal. Din nou firul pe croșet vom intra pe dedesubt și vom lucra piciorușul dublu. Astfel vom crea un picioruș lucrat în mod normal, un picioruș în relief. Vom da stabilitate la bata căciuliței și, așa cum vă spuneam, putem lucra oricât de lată dorim această bată. Deci următoarele rânduri le vom face toate în acest mod în care v-am arătat. Cu atenție să nu schimbăm rândurile. Deci, unde vine piciorușul dublu lucrat normal, vom lucra normal. Unde vine piciorușul lucrat în relief, îl vom lucra în relief pentru toate rândurile. Deci, în felul acesta vom continua. Ne vom întâlni la sfârșitul acestei lucrări. Eu voi face câteva rânduri cât doresc eu, dumneavoastră în funcție de mărimea căpușorului pentru care lucrați. Ne vom întâlni la sfârșit. Sunt pe ultima sută de metri, aici fac ultimul